Autostrada Comarnic-Brașov trebuia să se facă de mult, a susținut premierul Ludovic Orban vineri în urma unei vizite pe șantierul lotului 2, sector predeal al acestui obiectiv de investiții. Premierul a verificat vineri lucrările de la Aeroportul Internațional Brașov, unde a subliniat că obiectivul guvernului este să realizeze toate conexiunile de care are nevoie România. Cu această ocazie, el a vorbit și despre conectarea Moldovei la coridoarele de transport europene, care se va materializa preponderent prin Autostrada Unirii. În curând va fi gata un tronson de autostradă, sigur, de doar 6,3 km, dar începutul este bun. Vreau ca peste 6 ani, știți vorba din Roma antică, toate drumurile duc la Roma. Vreau ca peste 6 ani, când voi veni în Brașov, să spun toate drumurile duc la Brașov. Obiectivul nostru este să realizăm toate conexiunile de care are nevoie Brașovul și nu numai Brașovul, de care are nevoie România, conexiunile dintre Brașov și Coridorul 4 european prin autostrada Brașov-Sibiu, să realizăm legătura dintre Brașov și București prin tronsonul de autostradă Comarnic-Brașov și nu în ultimul rând să realizăm conexiunea dintre Bacău și Brașov. Totodată, Ludovic Orban a spus că modernizarea infrastructurii este prioritatea zero în scopul unirii provinciilor istorice și creșterii perspectivelor de dezvoltare pentru toate regiunile. Acesta a promis resurse impresionante pentru modernizarea infrastructurii.